Electre și-a surprins azi apropiații și fanii cu un mesaj emoționant dedicat fostei sale soții. Unii dintre cei care au citit rândurile așternute pe internet de cântăreță au avut lacrimi în ochi. El și Miss H au divorțat în mare secret și au decis să își crească împreună fiica. Mai mult, cei doi foști soți își fac vacanțele în formulă completă, pleacă între atât prin țară, cât și prin străinătate. Conectez mesaj emoționant pentru fosta soție, Miss H, la câteva săptămâni bune după ce Miss H a făcut o declarație tranșantă despre adevărata relație pe care o are cu fostul soț. Astăzi, Conectez a transmis un mesaj emoționant. Gândul i-a zburat la femeia care l-a făcut pentru prima dată tată când a publicat o poză cu fiica lor, Maya, iar la descriere și-a arătat recunoștința pentru providență, dar și pentru sacrificiile făcute de Miss H. Sunt atât de recunoscător cerului pentru că văd cum crești, văd cum începi să ai parerile tale, când văd ca sacrificiile mamei tale, dar si putinele eforturi din partea nevrednicului tău, tata, virgulă, încep să rodească. Mulțumesc, doamnă, virgulă, a scris artistul pe contul său de Instagram. Toată lumea mă întreabă dacă ne-am împăcat. Atâta vă spun, eu tot divorțată sunt. Dacă asta vreți să știți. Avem o relație ok. După cum vedeți, virgulă, a declarat Miss H în cadrul unui interviu oferit în urmă cu două luni pentru publicația Click. Ro.Miss H și Conectre s-au căsătorit în vara anului 2013. Miss H, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, e o artistă din România. Ea s-a căsătorit civil cu Conectre pe 24 iulie 2013, iar în septembrie 2014, ei și-au jurat credință și iubire în fața lui Dumnezeu. Când și-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Nașii cuplului sunt Pepe și Raluca. Ștefan Mihalache, pe numele de scenă Conectre, s-a născut pe 9 iunie 1982, în București. El este un artist și actor de hip-hop, dance și pop de etnie romă din România. Cei doi artiști au devenit părinți pe 25 ianuarie 2014. Fiica lor poartă numele Maya. Pe 14 august 2018, Conectre a anunțat printr-o postare emoționantă făcută pe rețelele de socializare că el și Miss H au divorțat în secret din 2016. Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. Sunt aproape 2 ani de la divorț. 2 ani de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru. Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi. Atât am avut de spus. Rog pe toată lumea, inclusiv presa, să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat, virgulă, a scris cântărețul pe Instagram și Facebook în vara anului trecut.